Sunt medic chirurg, am 52 de ani și am peste 25 de ani de experiență în chirurgie. Am terminat facultatea aici la Cluj, am urmat rezidența tot în cadrul Universității din Cluj. M-am specializat în anul 2000 în chirurgie, urmând ca în 2005 să devin medic primar. Am acumulat un număr mare de intervenții chirurgicale, de experiență și intervenții chirurgicale, peste 12.000 de intervenții chirurgicale efectuate. Sunt interesant de noutate, sunt interesat de challenge-ul care îmi oferă fiecare pacient. Cazurile dificile sunt cazuri care îmi creează plăcerea rezolvărilor și aducerea pacientului într-o poziție în care el poate să se vindece și tratamentele oncologice ulterioare să fie utile și favorabile. Eu sunt specializat în chirurgie și ginecologie oncologică. Incidența cancerului în general a crescut la momentul actual și o caracteristică deloc îmbucurătoare a scăzut vârsta la care apare cancerul. În cazul chirurgiei și respectiv ginecologie oncologice s-a observat o ușoară îmbunătățire din punct de vedere al scăderii numărului de cazuri de cancer de col uterin. Și locul acestei patologii a fost luat de cancerul de corp uterin. Sper ca Spitalul Medicover Cluj, așa cum arată, el poate să ofere un cadru perfect pentru pacienții oncologici prin spațiile generoase, prin dotările pe care le oferă și, nu în ultimul rând, prin personalul care lucrează în acest spital. La ora actuală, tehnica are un cuvânt foarte mare de spus în tratamentul pacienților. Chirurgia, în general, beneficiază de dezvoltările tehnice. Deși nu este ceva nou, implementarea chirurgiei laparoscopice și a chirurgiei robotice începe să câștige destul de mult teren în tratamentul oncologic. În ginecologia oncologică, laparoscopia începe să fie folosită ca și golden standard în diferite localizări și aici mă refer în special la cancerul de corp uterin, unde indicația de chirurgie laparoscopică este standard. De asemenea, poate să fie folosită și în diagnosticul cancerelor ovariene, iar în cadrul chirurgiei oncologice, chirurgiei digestive, poate să fie folosită în foarte multe localizări, deja devenind standardul terapeutic pentru acele localizări. Sper să pot profit de această schimbare în a aduce în practica mea tehnica necesară, dotările necesare și, bineînțeles, cadrul necesar unui tratament de elită a pacienților în general și în special a pacienților oncologici.